Acum nu vorbesc numai din punctul meu de vedere, este la modul general și mai ales în momentul în care pui suflet, acum vorbim despre mine. Așa am fost întotdeauna, orice aș face pun suflet, mă oftic, îmi place să câștig orice, că joc un tenis de picior, că joc table cu fimiu, vreau să-l bat. Dar eram așa de-a lungul timpului, să nu spun recalcitrant, poate coleric și... Poate și meseria asta am conștientizat că trebuie să păstrez un echilibru. Normal, îmi place și pescuitul, acolo trebuie răbdare. Da, adică, undeva, să zicem așa, hobby-ul ăsta al meu m-a antrenat un pic pentru meseria de antrenor. E o altă luptă acolo la pescuit. E un alt fel de meci. Da, da, da. E un hobby pe care l-am de foarte mulți ani și primul lucru pe care îl fac în momentul în care iau vacanță, mă duc la pescuit. Îmi place să pun o întrebare și asta pentru că consider că răspunsul întotdeauna vine așa din suflet și vă întreb...